Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată pe scurt principalele informații ale zilei. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodoxi. Fondurile europene prin strategia Dunării, subiect de interes pentru localitățile riverane Dunării. Zeci de polițiști giugiuveni au fost avansați în grad. Asfaltarea drumului de la Gogoșar, speranță sau iluzie? 35 de ani de la înființarea primei secții de lupte. Azi creștinii ortodoxi sărbătoresc Buna Vestire, una dintre cele mai mari sărbători religioase de peste an. Numită în popor și blagoveștenia, este praznicul în amintirea zilei în care Fecioara Maria i-a vestit că îl va naște pe Iisus. În această zi este dezlegare la pește, dată fiind celebrarea ei în postul mare al Paștelui. Credincioșii ortodoxi, dar și cei greco-catolici, sărbătoresc în fiecare an pe 25 martie Buna Vestire sau Anunțarea Domnului. Blagoveștenia sau Buna Vestire ne aduce aminte de ziua în care Arhanghelul Gavril a vestit pe Fecioara Maria că îl va naște pe Iisus. Este sărbătoare mare în toate bisericile care poartă acest hram, cum este și Biserica Buna Vestire din municipiu, situată pe pietonala Mircea cel Bătrân. Aici credincioșii au asistat la Sfânta Liturghie și s-au rugat pentru sănătatea lor și a celor apropiați. Pe tine credinciosul popor rămânde și de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fiind în postul Paștelui, Buna Vestire este una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește. De aceea, după slujba din biserică, credincioșii au dat de pomană pachete cu pește și fructe pentru sufletul celor decedați. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Ziua Cucului. Este ziua în care tradiția spune că va cânta cucul pentru prima dată și că este bine să mâncăm dimineața ca să nu-l auzim pe stomacul gol dacă vrem să fim feriți de necazuri. Biserica nu recunoaște aceste superstiții, ci îi îndeamnă pe toți credincioșii să meargă la biserică în această zi de mare sărbătoare. Avem oficial o zi de pauză în postul cel mare. De Buna Vestire, bătaia peștelui s-a dat în piețe. Tradiția spune că cel care gustă pește în această zi se va simți tot anul ca peștele în apă. Din acest motiv, giugiuvenii care țin la tradiție au stat la cozi la pescării. La pescăriile din piața centrală s-a format aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Caraz, novac, păstrăv, crab, dar și scrumbie au fost sortimentele de pește cele mai căutate de către giurgiuveni. În ceea ce privește prețurile, aceștia spun că sunt accesibile chiar și pentru buzunarele pensionarilor, iar indiferent de situație, tradiția trebuie respectată. Pentru ce așteptați? Să iau pești. Respectați tradiția, asta se mănâncă pești? Da, se mănâncă. Prețurile cum vi se par? Așa, așa, așa. Ce sortiment? De exemplu, iau păstrăv și costă 200 kg. Ce pește vreți să cumpărați? Să vă uit acolo, să vedem, de care mi s-o părea mai frumos. Respectați tradiția de Buna Vestire să mâncați pește? Așa, de Buna Vestire. Da, exact, da. Asta am întrebat-o, că e mai în vârstă și am vrut să știu dacă într-adevăr știe că respectăm tradiția. Și am întrebat-o, dar ce sărbătoare este astăzi? Și dânsa, n-a știut să-mi spun. Dumneavoastră ce pește doriți să cumpărați? Nu știu, eu de obicei nu mănânc. Iau pentru maica mea, care tot așa este în vârstă și ține neapărat astăzi. Ce pește vreți să luați? Cod de ăsta mic, de prăjit de părțit. Da. Prețurile cum vi se par? Bunicel. Bunicel. Bune aici. Întotdeauna am luat de aici și mi-a plăcut. Către pește proaspăt nu vă îndreptați? Preferați mai mult cel cont? Săptămâna trecută am luat de la, dar acum se împărțesc bab. Uite să iau și eu doi peștișori. Respectați tradiția de Buna Vestire să mâncați? Da, da, da. Prețurile cum vi se par? Nu știu, că nu prea am mai venit, că am fost operată, nu prea am mai venit încă. Cam către ce sortiment v-ați îndrepta? Macrou din ăla, că la nu prea are oase.
În funcție de portofeli, unii au ales să cumpere păstrăv, crap sau scrumbie, în timp ce alții s-au mulțumit cu cara sau novac. Pentru un kilogram de caraj, giurgiuvenii au plătit 7-8 lei, iar pentru unul de crap, 15 lei. Ceva mai scump au fost păstrăvul și scrumbia. Pentru aceste sortimente, clienții au plătit 20 de lei pe kilogram. Pentru cei care preferă peștele congelat, comercianții au pregătit pentru ei sortimente ce nu depășesc prețul de 18 lei pe kilogram. Postul Paștelui este cel mai greu de peste an, în cele 48 de zile. Credincioșii au doar două dezlegări la pește, de Bunavestire și de Florii. Polițiștii giurgiuveni au îmbrăcat haine de sărbătoare, asta pentru că poliția română a ajuns la cea de-a 193-a aniversare, ocazie cu care oamenii legii s-au reunit într-o ședință festivă. A fost o zi cu totul și cu totul specială pentru zeci de ofițeri și agenți de poliție care au fost avansați în grad. În fiecare an, în data de 25 martie, polițiștii giurgiuveni își urează la mulți ani cu ocazia Zilei Poliției Române. La Giurgiu, sărbătoarea a început cu o zi mai devreme, când la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a fost organizată Ziua Porților Deschise. A fost un bun prilej pentru ca giurgiuvenii să intre în lumea oamenilor legii. În zi de sărbătoare, conducerea inspectoratului a transmis urări de sănătate tuturor polițiștilor, dar și mulțumiri pentru activitatea depusă. La acest aniversar, sub semnul vestirii Maicii Domnului, doresc să transmit tuturor polițiștilor, personalului contractual din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu, cele mai frumoase gânduri de urări și sănătate, iar familiilor acestora mulțumiri pentru că sunt alături de ei în momentele dificile, cât și de bucurie și sărbătoare. Zeci de ofițeri, agenți de poliție, șefi de servicii și subunități, dar și reprezentanții ai administrației locale și județene s-au reunit într-o ședință festivă. Ceremonia a început cu o slujbă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească semnele tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Șeful inspectoratului, comisar șef de poliție Vasile Tache, a citit mesajele adresate polițiștilor de către vicepremierul pentru Securitate Națională, ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, și chestorul general de poliție, Petre Tobă, inspector general al Poliției Române, dar și mesajul președintelui României, Klaus Iohannis. Totodată, 5 ofițeri și 31 de agenți de poliție au fost avansați în gradul următor la termen, iar 4 ofițeri și 4 agenți de poliție au fost avansați înaintea împlinirii stadiului minim. În gradul de agent șef principal de poliție, domnul agent șef Manole Florin. În gradul profesional de agent șef adjunct de poliție, domnul agent principal Coadă Răducu Gabriel. În gradul profesional de agent principal de poliție, domnul agent Cristea Ionut Sorin. Conducerea Poliției Giurgiu a acordat diplome de excelență pentru buna colaborare reprezentanților mai multor instituții din municipiu. De asemenea, șeful Inspectoratului Județean a asigurat giurgiuvenii că poliția își va respecta obligațiile pe care le are față de aceștia și că va rămâne aceeași instituție de încredere. Ședință de lucru la Giurgiu a Asociației Comunităților Locale Riverane Dunării. În sala de ședință a Consiliului Local Giurgiu, la inițiativa deputatului de Giurgiu Florian Nicolae, s-au adunat primari din localități riverane Dunării, parlamentari, reprezentanți ai mediului academic și universitar, organizații non-guvernamentale, dar și oaspeți de seamă din Bulgaria, Austria și Germania. Ședința a fost prezidată de Peter Langer, președintele Academiei Europene a Dunării. Fondată recent, Asociația Comunităților Locale Riverane Dunării are ca membri primării, universități, institute de cercetare și dezvoltare, organizații non-guvernamentale, asociații, dar și importante instituții cu rol în implementarea proiectelor ce țin de strategia Dunării. Pentru că timpul de gândire și scriere de proiecte se scurge repede în dezavantajul României, Asociația Comunităților Riverane Dunării a intensificat ședințele de lucru. Un astfel de eveniment a avut loc la Giurgiu, în sala de ședințe a Consiliului Local, la inițiativa deputatului de Giurgiu Florian Nicolae, unul dintre puținii susținători locali în ceea ce privește accesarea de fonduri europene prin strategia Dunării. Eu cred că buna vestire o să fie pentru noi imboldul de a ne uni, de a ne armoniza
în susținerea proiectelor pentru atragerea cât mai multor investiții și crearea de noi locuri de muncă în zonele noastre defavorizate și, bineînțeles, să ne gândim să susținem proiectele transfrontaliere din această zonă a noastră, mai ales în parteneriat cu țara noastră vecină și cu care trebuie să mergem braț la braț, Bulgaria. Eu sunt președintele grupului de prietenie al Parlamentului României cu Parlamentul Republicii Bulgaria și sunt deosebit de onorat ca astăzi aici să am alături de noi pe domnul deputat Alin Bucur, colegul meu din Parlamentul României, și pe domnul consilier Sami Kalota. Împreună încercăm să susținem proiectele pentru atragerea de investiții și investitori serioși în zona noastră și pentru crearea de noi locuri de muncă. Ce a trebuit să spunem acum, am spus, urmează să trecem la concretizarea proiectelor pe care noi le susținem și armonizarea lor de-a lungul fluviului Dunărea, în cele 14 țări riverane fluviului. Voi rămâne în continuare susținătorul proiectelor și, bineînțeles, alături de dumneavoastră. Am reușit la Giurgiu să înființăm Forumul Antreprenorial Dunărean pentru susținerea mediului de afaceri. Printre oaspeții de seamă prezenți la ședința de lucru a Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării s-a aflat și Peter Langer, coordonatorul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene, președinte al Academiei Europene. În discursul său, Peter Langer a subliniat faptul că este nevoie de timp și de multă răbdare pentru a crea proiecte durabile și extrem de necesare. Este nevoie de experți și de experiență în domeniu, dar și de includerea tinerilor și de promovarea acestora pentru a avea proiecte de viitor. The Danube region to prosper and to implement the Danube region strategy properly, we need the young elites and we must stop the brain drain. The strong emigration trend of well-educated young people from the middle and lower Danube region, also from here, to Western Europe since the fall of the Iron Curtain and the subsequent bloody conflicts in former Yugoslavia is evident. Și pentru că la ședință s-au aflat foarte mulți primari din localitățile riverane Dunărei și nu numai, dar și reprezentanți din Bulgaria, un mare accent s-a pus pe cooperarea transfrontalieră și pe nevoia existenței unor proiecte comune care să deservească interesele comunităților aflate de o parte și de alta a Dunării. Am dorit să explicăm mai pe înțelesul tuturor și celorlalți primari sau rectori ai universităților invitate din diverse părți din țară, cam între Orșova și Hârșova, am reușit să facem practic o promovare atât a obiectivelor, priorităților strategiei, cât și să convenim asupra obiectivelor care s-ar putea dovedi cu adevărat prioritare și majore pentru relansarea economică a zonei. Principala miză pentru România este transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă și ridicarea standardului de viață al comunităților locale. Investiția în capitalul uman este considerată un mijloc eficient pentru regiunea Dunării de a progresa și crește într-un mod inteligent și inclusiv. În acest context pot fi accesate proiecte ce țin de mediu, infrastructură, cultură și turism, proiecte transfrontaliere, toate cu un mare accent pe crearea de noi locuri de muncă. Astfel de inițiative subliniază încă o dată participarea României activă la implementarea strategiei Dunării. Strategie, după cum spuneam, lansată de România și Austria. După câțiva ani, 4-5 ani, strategia a fost lansată, ne aflăm în etapa în care guvernanța, implementarea devine principalul obiectiv al strategiei. În acest moment, înaintea forumului anual de la Bulgaria, cooperăm foarte strâns cu partenerii din Baden-Württemberg, cu partenerii germani, pentru a pregăti cu input de substanță participarea României la următorul forum anual, la cel al patrulea forum anual al strategiei Dunării.
Ședința Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării s-a bucurat de un mare interes din partea participanților, mai puțin însă din partea primăriei Giurgiu, care nu a stat prea bine la capitolul organizare. Pe lângă faptul că presa giurgiuveană nu a fost anunțată și nici invitată la acest eveniment important pentru dezvoltarea comunității locale, și la capitolul protocol lucrurile au cam scârțit. Oaspeții, spunem noi, destul de importanți au fost invitați pe holul primăriei pentru un pahar cu apă sau pentru o cafea, un gest deloc ospitalier în condițiile în care investitorii nu prea ne trec pragul, iar la capitolul proiecte europene avem mari deficiențe. Oaspeții au avut însă parte de o primire așa cum se cuvine, onorând invitația deputatului Florian Nicolae de a efectua o scurtă vizită la cabinetul parlamentar. Locuitorii din Gogoșare așteaptă de când se știu ca drumul ce le traversează comuna să fie asfaltat. Deși de anul trecut s-au pricopsit cu trotuare pavate cu dale, toți spun că sunt bune și trotuarele, dar mai bine este ca în locul pietroaielor de pe drum să apară asfaltul. Istoria ne povestește că romanii erau specialiști în pietruirea drumurilor. Însă, chiar dacă suntem în mileniul 3, nici noi, românii, nu suntem mai prejos. Numai în județul Giurgiu sunt zeci de drumuri care, în loc de asfalt, sunt dotate cu pietre, adică pietruite. Printre acestea, și jumătate din drumul ce traversează comuna Gogoșari. Lumea merge înainte, apa curge la vale, iar drumul spre Gogoșar s-a asfaltat până la jumătatea satului. Doar un pic, apoi a stat. Fețele turiștilor s-au mai luminat. Mai nou, în Gogoșari, lumea care oftează după asfaltul mult așteptat, bagă de seamă cum se face trotuarul. Încet, dar sigur, chiar dacă sătenii nu prea înțeleg de ce le trebuie trotuare ca la oraș, dacă jumătate din drumul comunal a rămas de căruță. Ne aflăm în localitatea Gogoșari, o localitate tranzitată de foarte mulți turiști, pentru că miza este reprezentată de bălțile piscicole din zonă. O localitate care s-a pricopsit de anul trecut cu trotuare noi, dar care a rămas în continuare cu un drum pietruit vechi. Să mergi pe acest drum spre bălțile piscicole ale comunei sau spre cele din Rălești, Drăghiceanu sau Izvoru înseamnă ori o mare doză de curaj, ori o mașină mai bine dotată, ori o lași baltă și nu mai ajungi la gârlă. De când acest drum este așa cum este și ce șanse sunt să fie asfaltat? Da, acum de la 1 aprilie. Sperăm să nu fie păcălare de 1 aprilie. De câtă vreme e așa drumul? Dacă nu știm. Dacă nu știm, așa. A zis, mi-a promis, an de zile. An de zile. Cine a fost conducător, șef de stat, de ce a fost, ce, îl facem când n-a ajuns nici la ora actuală. De ce se spune că de la 1 aprilie se apucă de drum? E glumă, e păcăleală? Cred că e păcăleală. Ca să mai apare un bandit de la, că n-avea post el, știi, să-l bage și pe uneva ca să facă niște șmecherii și ăla. Să mai fure și ăla. De când mă știu, de când m-am născut. Șanse, nu cred, să se facă. De când ne minte, să face, a zis că se face la 1 aprilie, dar când? Nici acum nu a dat niciun semn. După cum se vede, la Gogoșar treaba cu asfaltarea drumului este incertă și, cum zice românul, dacă nu te ajută nimeni pe aici, pe aproape, apoi Dumnezeu cu mila. Dar până așa departe, am apelat la un personaj mai pământean. De când este drumul ăsta? De când arată așa cum arată? Și dacă sunt șanse să-l repare cineva? Eu sunt de 16 ani aici, așa l-am găsit. Mai mult n-am ce să vă spun. Sunt șanse să-l repare cineva? Nu știu. La data documentării noastre și în zilele ce au urmat, nu am reușit să stabilim un contact cu șefii primăriei Gogoșari, deși am încercat în mod repetat. În cele din urmă l-am prins telefonic pe viceprimarul comunei, care ne-a explicat că drumul ce traversează comuna aparține Consiliului Județean și că, cu voia domnului, licitația pentru modernizare s-a petrecut deja și, după cum se aude, prin aprilie, dar nu neapărat la 1, este posibil să se întâmple minunea. Vor reveni și sperăm că vom putea spune că pentru locuitorii din zonă, 1 aprilie vine cu asfalt, nu cu alte păcăleli. 2014-2015 de furnizarea energiei termice în municipiu nu este lipsit de datorii. 85 de miliarde de lei, la atât se ridică restanțele pe care Giurgiu, Venidar și instituțiile publice le-au deplătit către societatea ce furnizează căldură în municipiu. Chiar și în aceste condiții, furnizorul de agent termic va încălzi caloriferele giurgiuvenilor până la jumătatea lunii aprilie.
Giurgiuvenii vor avea căldură în calorifere pe aceeași bani până la data de 15 aprilie. Aceasta este decizia reprezentanților unicului furnizor de agent termic din oraș. Hotărârea vine după ce mulți consumatori s-au debranșat de la sistemul de încălzire pe motiv că Global Energy Production nu furniza agent termic înaintea datei de 1 octombrie și după 1 aprilie. Până în acest moment, cei care au beneficiat de serviciile societății nu s-au dovedit a fi buni platnici. Datoriile acestora depășesc 8 milioane de lei. Potrivit directorului societății, recuperarea datoriilor de la rău platnici se va face în instanță. Până în prezent, societatea a acționat în judecată 500 de giurgiuveni. În 100 de cazuri, instanța le-a dat câștig de cauză. De la începutul acestui sezon avem de recuperat 8,5 milioane de lei, din care asociațiile și de locatari și particularii, cei care au contracte individuale, aproximativ 5 milioane. Așa cum am v-am comunicat printr-o adresă, având în vedere că una din problemele majore pentru care consumatorii noștri s-au debranșat și au trecut la centralele pe individuale pe gaz, a fost și faptul că înaintea datei de 1 octombrie și după data de 1 aprilie, noi nu ne-am făcut un obicei și n-am fost atenți cu consumatorii să putem furniza energie termică pentru încălzire. Ca atare, începând de anul ăsta, putem furniza și după data de 1 aprilie căldură până în jurul datei de 15 aprilie, la prețul care se știe conform hotărârii Consiliului Local de 160 de lei pe gigacalorie, inclusiv TVA. De căldură în calorifere vor beneficia și cei care au facturi neplătite. Cei care nu doresc să beneficieze de agent termic după data de 31 martie trebuie să depună o cerere scrisă pentru sistarea serviciului. Cimitirul din satul Rălești a ajuns părăsit și arată aproape ca o groapă de gunoi. Preotul satului spune că foarte multe locuri de veci sunt ale nimănui și că nu mai are cine să le îngrijească. În schimb, la biserică slujba se ține și pentru 4 persoane. Oamenii traversează lumea pământească de multe ori cu senzația derizorului și cu speranța că dincolo va fi mai bine. Astfel, viața rămâne o simplă așteptare și totuși trebuie trăită. Trăim așteptând și așteptăm trăind, fără să știm că uneori la capătul drumului nu mai rămâne mare lucru martor al existenței noastre. Din acest colț de lume, Gheorghe o așteaptă pe soția sa, Rada. După o viață de rătăciri și zbucium pe pământ, ultima oprire este cu siguranță mai liniștitoare, chiar dacă locul este derizoriu. Dincolo de toate, la Rălești realitatea este tristă și dureroasă. Satul mai are cam 60 de case locuite, în care trăiesc cam 170 de locuitori bătrâni. Preotul din sat se mândrește cu o biserică frumoasă și slujește și la cea din Drăghiceanu, unde duminica a ținut slujba pentru 4 persoane. Pentru că nu avea dezlegare de la episcopie, nu ne-a putut acorda un mic interviu, însă am aflat că în 6 ani a ținut peste 70 de slujbe de înmormântare, ultima fiind în ianuarie anul acesta. La Rălești e mai bine, uneori vin și 10 femei la slujbă, însă satul este îmbătrânit. Despre cimitir am aflat că nu este nicio speranță ca cineva să-l curățească. Foarte multe locuri de veci sunt ale nimănui, lumea are treabă prin curți și nimeni nu stă în drum de această ultimă destinație de la marginea satului. Cimitirul, ca și satul, pare uitat de timp. Academician de renume, fizician, filozof și scriitor, Basarab Nicolescu s-a născut pe 25 martie 1942 la Ploiești. Energic animator cultural, specialist în teoria particulelor elementare, Nicolescu este de asemenea fizician onorific la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța. Opera specialistului franco-român se concretizează în peste 130 de lucrări de specialitate apărute în lume.
Basarab Niculescu este fizicianul și filozoful franco-român ce s-a născut în 1942 la Ploiești, localitate în care a urmat liceul Ion Luca Caragiale. După absolvire a devenit student al Facultății de Fizică din cadrul Universității București. Între 1969 și 1970 este bursier al Comisariatului pentru Energia Atomică, iar în 1973 își susține doctoratul de stat în științe fizice cu o lucrare care îl recomandă ca specialist în teoria particulelor elementare. Contribution à l'étude théorétique de la diffusion pion-nucléon. Din 1976, Niculescu renunță la cetățenia română argumentând gestul său printr-o sintagmă de înțeles în acele vremuri. Am vrut să-mi salvez sufletul. Rămâne însă apropiat de români și țara sa, mai ales după decembrie 1989, când este profesor la Babeș-Bolyai din Cluj. Filozof recunoscut și personalitate majoră pe plan mondial a transdisciplinarității, adică a dialogului între mai multe discipline sau altfel spus a transferului dintr-o disciplină în alta, Basarab Niculescu este, evident, persoana care poate emite teorii logice despre diferite fenomene socioeconomice din zilele noastre. Cei de vârsta noastră, cei tineri, nu din generația mea, trebuie să schimbe meseria de mai multe ori în viață. Nu poți supraviețui într-o societate de superspecializare mai mult decât, să spunem, știu eu, 10 ani într-o meserie. Trebuie să schimbi meseria, devine o evidență, toate organismele serioase, internaționale, UNESCO inclus, vorbesc despre asta. Deci, o educație care trebuie adaptată unei situații care generează șomaj. Faptul că Basarab Niculescu este deținătorul medaliei de aur la prima Olimpiadă Internațională de Matematică, Brașov 1959, a medaliei de argint a Academiei Franceze pentru lucrarea Noi, Particula și Lumea, că este deținătorul la numeroase alte premii și distinții, ori autorul la peste 130 de importante lucrări publicate aproape pe întreg mapamondul, face din personalitatea franco-română un savant de largă recunoaștere mondială. De altfel, tocmai această recunoaștere îi conferă lui Niculescu titlul de fizician onorific la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța, ori doctor honoris causa al mai multor instituții de învățământ superior din Iași și Cluj, de exemplu, până în Veracruz, Mexic. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Găsit la știrile din sport. Încă un impresar cere insolvența Astrei. Este vorba despre Mariano Bizzarri, cel care l-a adus pe Eliot Grandan la Giurgiu, iar acum acesta pretinde 25.000 de euro pentru intermedierea transferului. Luna trecută, o firmă portugheză a dat clubul în judecată și a cerut insolvența pentru comisioane din alte tranzacții. În pauza competițională de două săptămâni, Dorinel Munteanu și-a luat elevii în cantonament la Poiana Brașov ca să pregătească meciul cu CFR Cluj și să îi integreze în lot pe noii veniți. Între timp, șefii clubului se luptă cu impresarii. După ce în urmă cu o lună, o firmă de impresariat din Portugalia cerea insolvența Astrei pentru că nu a plătit costurile tranzacțiilor a doi fotbaliști, Iazalde Gomez și Pedro Santos, acum un alt fotbalist îi face probleme lui Ioan Niculae. Elio Grandan a fost transferat de Astra prin intermediul impresariului italian Mariano Bizzarri, care nu și-a recuperat 25.000 de euro de pe urma negocierilor, iar acum cere insolvența Astrei. Eliot Grandan a evoluat doar în 3 meciuri pentru giurgiuveni, dar nu a confirmat chiar dacă a evoluat la Olympique Marseille și Crystal Palace în trecut. Insolvența este ca o epidemie în Liga 1. Până în momentul de față, 7 cluburi sunt afectate. Dinamo, Rapid, FC Brașov, Petrolul, CFR Cluj, Oțelul și Universitatea Cluj nu pot evolua în cupele europene.
O competiție națională de lupte greco-romane și lupte libere se va organiza la Giurgiu cu ocazia zilelor orașului. Concursul mai are un scop. Anul acesta se sărbătoresc 35 de ani de la înființarea primei secții de lupte în Giurgiu. A fost numit Memorialul Victor Popescu și va aduna cluburi sportive din toată România. La numai un an de la reînființarea secției de lupte greco-romane și lupte libere din cadrul CSM Dunărea Giurgiu, la noi în oraș se va organiza o competiție de importanță națională în data de 18 aprilie la Sala Polivalentă. Avem plăcerea să organizăm un turneu de lupte, un turneu de nivel național. Vreau să fac această precizare. Turneul este organizat cu ocazia zilelor orașului Giurgiu. Au fost invitate să participe 18 dintre cele mai importante cluburi de lupte din țară. Competiția va purta numele lui Victor Popescu, cel care a înființat pentru prima oară o secție de lupte la Giurgiu. Victor Popescu a luptat la cel mai înalt nivel în anii 60-70. În 1980 a fost înființată pentru prima dată secția de lupte greco-romane și lupte libere și chiar în această sală, în sala care ne aflăm, sala de sport al liceului de marină. Primul antrenor care a adus luptele la propriu în Giurgiu a fost maestru emerit al sportului Victor Popescu, o personalitate a luptelor greco-romane din România. Memorialul Victor Popescu va atrage la Giurgiu 20 de cluburi sportive din România, printre care Steaua, Dinamo și Rapid. Dați-mi voie să vă invit în data de 18 aprilie la Sala Polivalentă, începând cu ora 9, unde avem invitați de onoare la acest turneu. Printre organizatori se numără și CSM Dunărea Giurgiu și Direcția Județeană pentru Tinere și Sport. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc campionatul mondial de karate Kyokushin din Grecia. Sportivul CSN Nova Force, Cătălin Mocanu, a ratat podiumul după ce a pierdut al doilea meci la proba cântarului. Sâmbătă va avea loc Cupa României la karate Kyokushin, unde vor participa mai mulți giurgiuveni. În Grecia, la Salonica, au avut loc luptele din campionatul mondial de karate Kyokushin, unde delegația României a participat cu un număr de 9 sportivi, printre care și giurgiuveanul Cătălin Mocanu, legitimat la CSN Nova Force. Luptătorul în vârstă de 20 de ani a fost eliminat după al doilea meci. Primul meci împotriva unui grec, însă s-a terminat destul de repede, am reușit să-l fac ipon, iar al doilea meci împotriva unui britanic, egal după prima repriză, arbitrii au decis că a fost egal și după a doua repriză și fiind mai ușor a câștigat la cântar. A participat la categoria minus 80 de kilograme. Ca să cucerească aurul, Mocanu ar fi trebuit să lupte încă două partide, dar s-a ales cu experiența. Am căpătat experiență, fiind un concurs foarte puternic și internațional. Am câștigat respectul multor persoane, datorită meciurilor bune pe care le-am făcut acolo și este un pas înainte, părerea mea. Următoarea competiție importantă este Cupa României la Karate Kyokushin, care va avea loc la sfârșitul săptămânii în București. Un antrenament foarte bun pentru competiția de pe 28 martie de la Sala Agronomiei, unde va fi un concurs cel puțin la fel de puternic și vor participa toți sportivii de elită ai României. Cupa României la Kyokushin se anunță a fi peste 200 de sportivi, ceea ce a mai fost de ani de zile în România. Giurgiu va participa cu un număr mare de sportivi la această competiție, dintre care 15 vor purta sigla CSN Nova Force. Cam atât din sport pentru astăzi, cu mai multe informații ne revedem mâine. Până atunci, vă urez toate cele bune! De joi vine cu vreme în general frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar deosebit de caldă în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde termometrele vor strânge peste zi cam 22 de grade, plecând de la 10-13 grade pe litoral. Va fi o zi destul de însorită și abia noaptea se mai înmulțesc norii aducători de ploaie. Vântul se agită pe la munte, dar și prin Banat, Crișana și Moldova. Joi la Giurgiu va fi cald pe fondul soarelui generos, mercurul în termometre se va avânta spre
aproximativ 22 de grade, în timp ce vântul adie ușor. În aceste condiții, joi termometrele vor indica 22 de grade la Mihai Leș, Bolintin Vale, Ghimpaț, Comana Giurgiu și 20 de grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 753 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 65%. Apele Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă fiind 348 centimetri.